fizica geometrică studiază propagarea luminii folosind noțiunea de rază de lumină, iar scopul ei practic este realizarea de aparate optice. Raza de lumină este un model al propagării luminii, ea ne arată direcția pe care se propagă lumina și poate fi considerată un fascicul foarte îngust de raze. Fasciculele pot fi divergente, paralele sau convergente. Un fascicul este convergent dacă toate razele care îl formează se îndreaptă spre unul și același punct, este divergent dacă toate razele vin din același punct. Există patru principii care stau la baza opticii geometrice. Principiul propagării rectilinii. El spune că într-un mediu omogen și izotrop, lumina se propagă în linie dreaptă. Un mediu este omogen dacă are aceleași proprietăți în toate punctele sau în toate zonele lui și este izotrop dacă are aceleași proprietăți pe toate direcțiile. Principiul independenței mutuale a fasciculelor de lumină. El afirmă că dacă două sau mai multe fascicule se suprapun, propagarea lor nu este influențată de această suprapunere. Un fascicul nu poate perturba propagarea altui fascicul. Principiul reversibilității parcursului razelor de lumină. Dacă o rază de lumină se propagă pe un anumit drum geometric, dacă schimbăm sensul de propagare, drumul rămâne același. Și al patrulea, principiul timpului minim, care spune că drumul unei raze de lumină între două puncte date este întotdeauna cel care corespunde timpului minim de propagare între cele două puncte. Atenție! De multe ori, drumul cel mai rapid este și cel mai scurt, dar nu întotdeauna. Umbra și penumbra sunt cele mai simple fenomene legate de propagarea luminii și ele apar datorită principiului propagării rectilinii și se definesc în legătură, în raport cu o sursă de lumină. Umbra este zona în care niciuna din razele sursei de lumină nu poate ajunge direct din cauza unui corp opac care le blochează. Iar penumbra apare atunci când sursa de lumină nu este punctiformă, ci are o anumită extindere spațială, de pildă o sferă, cam așa cum e soarele. Din zona de penumbră se poate vedea doar o parte a sursei de lumină, nu se poate vedea toată sursa. Aici vedeți umbra și penumbra lunii pe suprafața Pământului în timpul unei eclipse de soare. În zona de umbră are loc o eclipsă totală de soare, iar în zona de penumbră o eclipsă parțială. Dacă avem o sursă punctiformă de lumină, atunci se produce doar umbră. Nu există penumbră. Trecerea de la umbră la lumină se face brusc. Există o linie care desparte zona luminoasă de zona întunecoasă.